Bună ziua! Mulțumesc că ați venit și număr destul de mare în prezența dumneavoastră. Și m-a făcut să avem dintre noi o echipă, cum să spun eu, formidabilă de cercetători, condusă de domnul profesor Zoltan Rostaș. Aici lângă noi este și Ionuț Butoi, care recește un doctorat cu domnul profesor Rostaș, legat de Școala Augustii, despre Mircea Bulcănescu. Remus Angel, cunoașteți, e cercetător la ISPMN și sociolog specializat în migrație și a lucrat și pe economie formală. Am zis că o să invităm spații și pe la discuție, în care locuim aici, în Vlădă Momoc, unul dintre coautori. Dar o să se cunească domnul Zoltan Rostaș. Despre domnul Zoltan Rostaș, trebuie să știți că este un clujan bucureștean extrem de apropiat de mediul nostru universitar. A făcut Universitatea la Cluj, Facultatea de Filozofie la vremea respectivă. A fost un student, unul dintre foștii studenți al profesorului Aloaște, care vă mai povestesc eu bine. Și a lucrat în televiziune o vreme, la emisiunea Limba Maghiară. Dar începând cu anii 80, a început pe cont propriu o acțiune absolut unică, care a trecut dincolo de orice fel de intenționalitate jurnalistică, o acțiune de conservare a memoriei intelectualilor interveniți, în special a celor din Școala Augustii, fiind unul dintre primii care a aplicat și a folosit metodele istoriei orale și a interviului aprofundat pentru a recupera memoria unei epoci care ieșise din memoria oficială. Și atunci, unul dintre demersurile extrem de importante ale lui Zoltan Rostaș a fost recuperarea acestei memorii ascunse, subterane, neoficiale, dar reale, într-o lume mult mai reală decât ficțiunea oficială și care acum au devenit documente. Domnul Rostaș este după aceea unul dintre cei mai importanți exegeți ai lui Gusti și ai școlii sale. Este cel care a relansat, începând de cam 20 de ani, discuția despre Școala Gusti, introducând în circuit și documentele orale și documentele oficiale ale școlii Gusti și declanșând un proces de reevaluare a contribuției sociologiei interbelice, a intelectualității interbelice, dintr-o altă perspectivă decât cea recuperată, cum între ghilimele, în perioada comunistă. În anii 60-70, Gusti a fost reintegrat cumva, cei care au fost la cursul nu știu, a fost integrat cumva în sociologia oficială, dar de o manieră, cum se spun eu, deformată, încercat să fie interpretat ca fiind extrem de compatibil cu ideologia oficială, în același timp și a fost de asemenea integrată și cu o parte din membrii școlii sale, parțial, să zicem, o istorie oficială a sociologiei românești, dar nici asta n-a durat foarte mult. Bine, Zoltan Rostaș este cel care vine cu, odată cu privire non-conformistă asupra epocii, nu-i plac ideologiile, nu-i plac încadrările, cum se spune, în tipare deja constituite. Este, cum se spune, o persoană care întotdeauna are de spus ceva nou, ceva inedit și altfel decât suntem obișnuiți să vorbim și curios ce o să spună astăzi, că nu pot eu să prevăd ce o să spună. Și în același timp... Nici eu. Perfect. Asta este istoria imprevizibilă și mai ales când e orală. Și în același timp, în calitate de profesor la Facultatea de Comunicare, a declanșat un val, a inundat piața cu un val de serii editoriale cu interviuri orale organizate tematic. Am citit câteva din cărțile astea și vă maturizez că îmi plac foarte mult. Am citit cartea în două volume cu interviu despre Căpșunar, care pentru cei care studiază fenomenul migrației foarte bună, mai ales fiind de tipologii și exemple, trasee biografice extrem de importante. Cartea despre activiștii mărunți,
care într-un fel face un pandant cu această carte de care vă vorbim, Nicule. O carte despre consumul de televiziune și multe de care acum nu reușesc să-mi amintesc. Ultima apariție este această carte, Vișnița, Descurcăresc supraviețuitor. E o colecție de interviuri cu, în cea mai mare parte, persoane care au trăit, au fost active înainte de 89 și au lucrat, au făcut relații cu economia informală, așa cum îi spunem noi astăzi, cu lumea asta a comerțului ilicit, cum îi se spunea atunci, a speculei, a traficului de mărfuri, a traficului peste graniță și care, într-un fel, satul, în anii 80, formă o țesătură economică puțin vizibilă, dar îți dai seama, extrem de cuprinzătoare. Și cred că una dintre... Deci mi-a venit ideea să organizez această discuție, pentru că, în fond, avem foarte clar adunat aici un material care ne permite să regândim epoca de dinainte de 89, pe baza unor experiențe umane care dezvoltă o imagine extrem de coerentă a acestei lumi și care, într-un fel, completează și trece dincolo de ceea ce știm, am studiat deja, s-a încadrat deja în literatura despre socialism. Și aici, cred că este două poziții prin care citind cartea asta putem să ne delimităm. Una este versiunea, cum se spune, o recentă și quasi oficială despre socialismul ca și comunism, ca și gulag, ca și societatea închisorilor, în care totul era în linii albe și negre și care este, să zicem, o vulgată recentă asupra societății socialiste și care este inspirată de discursul recuperator în raport cu deținuții politici și cu, să zicem, partea neagră din societatea aceasta. Ceea ce lipsește acestui model și acestui discurs este, cum să spun, încercarea de a explica cum această societate atât de întunecată și sinistră a putut totuși să supraviețuiască, să continue. Cum a putut oamenii totuși să trăiască timp de 40-50 de ani, când nu toți erau închisori, când nu toți erau nici membri de partid, nu toți erau nici securiști, nu toți erau nici intelectuali, totuși o societate a mers înainte cumva. Cealaltă versiune este versiunea celor care vin din spre antropologie, au făcut teren aici, au propria lor memorie, propria lor experiență în legătură cu socialismul. Și care începând să explice fenomenul acesta socialist pe baza ideii de socialism real sau a ceea ce de fapt se întâmplă în răspăr cu discursul oficial despre socialism, asta este al treilea, de fapt, la care trebuie să ne raportăm, au venit și au construit o teorie despre socialism, este Wederi care trăia de la Seleni ideea aceasta a economiei de penurie. Și modul în care este analizat sistemul socialist în această paradigma economiei de penurie, vizează mai ales problema aceasta a modului în care s-a putut forma structurile capitaliste, pornind de la șefii, directorii întreprinderilor care acționau în lumea asta a economiei de penurie și a modului în care economia mare, economia formală, era afectată de această economie de penurie. E bine, cartea asta vine de la, cu perspectivă de la firul ierbii, spre cei care efectiv făceau asta, de la Vișnița, de la cei care erau, să zicem, unii în sistem, operând în afara lui, alții complet în afara sistemului, și care îți dau altă imagine despre ce însemna socialism. Sigur că avem câteva interviuri cu intelectuali, la care găsim exact aceleași stereotipuri și obsesii, dacă am fost sau nu membru de partid, dacă am avut sau nu relații cu securitatea, deci o privire politică asupra, retrospectivă asupra lumii. Dar cele mai interesante mărturii le avem de la cei care au practicat vișnițăreala fără să-i doară în bască de contextul politic, de justiția socială. Ei pur și simplu făceau și aduceau
pe piață lucruri care lipseau la vremea respectivă și în modul în care este descris această lume, cum să spun eu, multifacetată, pe multe direcții, pe mai multe planuri, dă o imagine mult mai clară asupra ceea ce însemna socialismul. Și eu am câteva, cum să spun eu, idei în legătură cu asta. În primul rând că socialismul a fost un model de societate etatizată, care a încercat să etatizeze, să compiște, să formalizeze, să includă într-un anumit model întreaga populație a României, dar n-a reușit. Și acest socialism n-a fost peste tot victorios. A fost mereu zone care au rămas în afara acestui proces de integrare politică și socială. În primul rând e eșecul cooperativizării. Deci cooperativizarea s-a oprit la cei care locuiau la munte și care au fost lăsați. N-au putut fi integrați în acest model economico-social-socialist. Sunt după aceea masele de oameni care n-au putut să fie ateizate, nici forțat, nici neforțat. Sunt după aceea zonele astea de marginalitate socială în care bișnițarii sunt și ei, fac și ei o lume aparte. Și care trăiesc în continuare în pofida unor canale oficiale ale sistemului, dar canale oficiale care nu puteau subzista prin ele însele. Eu mi-aduc aminte că prin anii 70, când am început, anul 70, doamna Carmen Dumitrescu, care era reporteriță la televiziune numărul 1, era niște emisiuni astea de educație comunistă și morală foarte, foarte agresive și găsește un tânăr de vreo 20 de ani, fără ocupație, și l-aduce în fața publicului ca să-l înfiereze, să ne arate cum e monstru, cum e la rău. Și îmi întreabă plină de revoltă, domnule, dacă nu ai nicio slujbă, nu primești bani de la părinți și așa mai departe, cum trăiești? Și ăsta cu o insolență absolut adorabilă, zâmbind, cum te spun așa, și fiind ironic, în direct, sau mă rog, în fața camerei de filmat, zic, păi am 1000 de prieteni. Vă dați seama că fiecare prieten îmi dă câte un leu. Am 1000 de lei. Și era foarte, cum să spun, de o insolență formidabilă. Și îți dai seama că această lume era impenetrabilă și pentru lumea oficială și pentru ceilalți. Deci există această zonă marginală și socialismul privit de la margine, sau orice fel de societate privită de la margine, începe să-și dezvolte mai bine modul de funcționare. Și marginalitatea asta, o vedem în carte, începe să pătrundă și sistemul oficial. Deci, pe măsură ce economia oficială era, se vedea tot mai clar că e prost gestionată, prost planificată, că, știu eu, Comitetul Central și Ceaușescu trăia într-o ficțiune economică care nu mai avea deja legătură cu realitatea și că lucrurile se îndreptau, cum se spune, spre un abis, spre o prăpastie. Și aici sunt câteva secvențe în care Ceaușescu era păcărit, pur și simplu, mințit de către aparatul de propagandă. E o scenă simpatică, un interviu cu o vizită pe care trebuia să o facă la un IAS din Moldova, un mesaj din Moldova, Vasului sau din Bacău, mi se pare. Și acolo trebuia să viziteze grajdurile și acolo în grajduri erau niște vaci așa de slabe, spune povestitorul, povestea foarte bun. Că abia se țineau de picioare și trebuiau să le țină atârnate de niște chiși de tabac ca să stea pe patru labe. Și nu puteau să arate președintele, așa ceva. Și în general, ideea să-l importe, să aducă împrumut patru vaci de la, printr-un sat de cin din Halina. Grase, frumoase, cum te spune, o spledoare de vaci. Și le duc după 3 sau 4 zile, vacile erau gata să moară, slabe. Și nu le-a trecut prin cap, este că vacile alea beau apă minerală. Și hrăniște cu apă minerală și acolo în Moldova nu aveau și vacile erau să moară. Așa că a trebuit să renunțe la vizita respectivă. Dar îți dai seama că, de fapt, lumea oficială devenea un fel de butaforie, un fel de lume cu standarde duble, cu limbaj duplu, care se vedea până la viața cotidiană. Și în carte avem numeroase exemple care vedem foarte bine cum această lume a economiei informale, care era alimentată din mai multe surse, era comerțul de peste granițe, era
erau salariile, veniturile celor care lucrau în străinătate, muncitorii din Irak, sau țările arabe. Erau turiștii, spuneam, micul trafic de graniță din Timișoara, din zona de vest sau din Constanța. Și toate astea puteau un fel de surse de venituri care legau într-un fel sau altul lumea economică din România de lumea din exterior. Și dai seama că noi eram inserați între trei piețe economice la lumea respectivă. Era piața oficială, formală, națională, în care moneda națională era leu, economia era planificată, se primeau salariile în lei și așa mai departe. Dar economia asta funcționa în mod oficial și într-o lume comunistă, în CAER, un sistem de schimburi economice și în un fel de, cum se spune, economie internațională, globală, în care România avea un loc foarte greu de precizat sau greu de definit, dar oricum era într-o oarecare competiție. Bine, în anii 80, mărfurile care se făceau la noi erau mai proaste decât alea care se făceau în străinătate și traficul de graniță însemna, de fapt, bucuria de a avea spumă de bărgării din Ungaria și nu mizeria care se usca pe fațime de acea aplicare. Pasta de dinți era un utilizare, era exact ca în Orwell, cu țigările alea care se scurgeau, erau uscate încât nebele întorceai și cădea tutunul din ele. Era exact ca în Orwell, țin minte, Carpați din perioada respectivă. Dar a treia piață importantă era piața occidentală, care venea la noi prin intermediar, prin valută, prin mărfurile din Occident, prin apariția, prin existența acestor shop-uri sau magazine speciale unde se putea cumpăra totul pe valută și îți dai seama că în aceste condiții românul obișnuit s-a construit un cadru de referință extrem de defavorabil pentru el însuși. Adică te gândești la sursele autostigmatizării românești de astăzi și te gândești mai mult de atunci. Când tot ce s-a făcea în România atât de prost, comparativ cu standardele din vest, dar și cu alea din est, încât, cum să spun, românii începeau să mai aibă să nu niciun fel de încredere, să nu mai creadă absolut nimic din propaganda oficială legată de performanțele economiei, societății, etc. Deci începe un proces de erodare, inclusiv a conștiinței de sine. Și în același timp, vedem cum lumea asta micilor, inițiali de scurcăreți, se întrepătrunde cu lumea oficială. Milițieni, securiști, colonei, care trăiesc și ei într-o viață dublă. Și securiștii știau foarte bine care este discursul oficial și care este discursul real. Și jucau la două capete, practic. Și în această lume, îți dai seama că această economie subterană începe să cuprindă tot mai mult economia oficială. Deci, practic, economia de bunuri de consum oficial nu mai reușea să satisfacă nici nevoile nomenclaturii și atunci rolul acestor intermediari este extrem de important. Intermediar care vedem în carte, un astfel de biznesmen care devine un om de afaceri, un întreprinzător în sens adevărat. Este unul de intermediar sau oameni cheie din aparatul de partid de securitate, deci din nomenclatura oficială, care în aceste rețele, după 90, devin cei care pun mâna pe economie și reușesc să acapareze într-un fel întreaga economie de după 1990. Și mecanismele de, cum să spun eu, dublă articulare, corupția, îți dai seama că devine multiplicată după 90, când toate cenzurile dispar, și că nu putem înțelege modul în care funcționează economia informală acum și chiar și economia formală, fără să stabilim această legătură cu lumea de dinainte de 89. Și atunci această perspectivă asupra socialismului din perspectiva economiei informale mi se pare extrem de interesant de discutat, de probat, de documentat și eventual de pe urmă să încercăm să construim sau să reconstruim o imagine despre vorba lui Berderi, ce a fost socialismul și ce urmează. Am lăsat această problemă deschisă și invit pe domnul Rostaș și pe Ionuț Perenu să ne dea replica. Zoli, nu suntem invitat. Mulțumesc!
să sunt curios să văd ce să spun. Lăsați-mă să stau. Ok. Niciodată nu am ținut cursul nici în poziție de drept, nici cu plimbare, cum fac unii alții. Nu pot. Ca să încep cu începutul acestui oftat, când am adus carte. Când a dispărut. Ceea ce este pentru prima dată în istoria producției noastre de carte. A dispărut așa de mult încât am o prietenă hangiță în centru. Bine, eu spun hangiță, ea nu știe că este hangiță. Ea este șefă, e manager. Eu zic hangiță. La un moment dat i-am povestit, mă întreabă tot timpul, ce ai mai făcut? Păi am făcut o casă de miniștiță, nu mai spune. Era, a început să clipească. Și imediat a luat cartea, a dus în restaurantul lui, mic și select, dar popular, și a pus pe masă. Zice că în 3 zile în Cluj nu se mai găsea acest volum. Și acum intru acolo, regăt, mai ai cartea, fiindcă mă duc la lansare și da, hai să-l... Mi s-a furat. Deci s-a mai... Deja se fură, ai grijă. Se fură. Și nu vezi la edințar. Cum? Nu vezi la edințar. Cei de editură au fost absolut surprinși, dar așa de... Nu sunt încă capitalist. Și n-am făcut reeditare, ci merg pe logica snobismului să facem e-book-uri. Asta înseamnă că la Elefant se poate procura ceva mai ieftin, dar după mine ar fi putut să iau încă 2-3 serii de bani pe care, dacă se publica așa. În fine, de fapt, știu că mă bucur că celelalte volume nu cred că sunt mai puțin interesante, era al 10-lea volum, nici măcar nu de sau cum am ajuns la 10 volume. Era ce a spus Marius, cu muncă în sănătate, tur-retur, dar de fapt este vorba de căpșunar, de tot felul de cum să spun, ocupații, inclusiv hoți de buzunar și legiune străină. Deci o paletă foarte mare. Până au fost femei, ceea ce era foarte interesant, în sensul că puteam să-mi dau seama că dacă societatea supraviețuiește, se supraviețuiește nu datorită bărbaților, ci femeilor. Că bărbații merg, luptă pentru patrie și mor pentru patrie, dar familia din ce trăiește? Nu? Au fost mici activiști. Asta era un fel de bobârnaț împotriva lui, să zicem, Tismananu, că comunismul nu este numai a Comitetului Central, al Generalului de Securitate și de Armată, ci este și al micilor activiști, care erau infinit mai mulți și erau nu erau talpa țării, erau
talpa sistemului. Cizma. Așa. Am făcut și volume, nu de istorie orală, ci de observare. Unul era, a zice, antropologie media. Am pus pe studenții să facă jurnal de observare, observarea părinților cum se uită la televizor. E o chestie dură, dar generația asta nu iartă nimic și demască părinții cu voluptatea aproape. O altă volum de observare era jurnal de cabin care m-a îngrozit. Fiindcă și eu am fost comunist pe vremea respectivă, dar atunci aproape că a fost ca o chilie, ca o mănăstire față de ceea ce este acum căminul. De fapt, aceste încercări au fost un fel de supărarea de-a mea că nu mai puteam să fac ca pe vremea comunismului atâta interviuri de istorie orală și atunci ca să am o bogăție de povestiri, am recurs la studenți. Și studenții sunt sunt agenți foarte buni pentru istorie orală, mult mai buni decât profesioniștii. Tocmai din cauza contextului actual în care profesioniștii sunt abordați de subiect cu totul alt. Dacă mergem pe lângă de studenți și întreabă de una de alta, nu este, nu trebuie să se manifeste, să se manipuleze, ci pur și simplu spune ce. Pe urmă, am foarte mulți studenți, cel puțin 200 într-un an, și din ăștia jumătate sunt hahalere studenții. Dar ceilalți au făcut foarte bine și de asta puteam să aleg materiale foarte bune. Adică, ce înseamnă foarte bun? Autentice. După atâta experiență, îmi dau seama unde este autentic, unde este un mișmaș luat de pe internet sau de nu știu ce. De ce? Fiindcă pentru mine comunismul și mai ales anii 80 era culmea fericirii. Nu fiindcă era am motive de existență, ci pur și simplu această perioadă de a scufunda în istorie prin povestirile oamenilor era absolut interesant, fiindcă lumea în anii 80 nu mai avea treabă cu partidul, cu sistemul, cu fica. Spuneau pe șlea ce le ia. Dar sunt de la bun început. Nu o să publicăm. Fiindcă nu intru în niciun o discuție cu cenzura să mai lasă și tu, mai las și eu, ci aștept până când se poate publica. Și uite că am avut noroc. Nu am început cu școala Gustii, cu intelectualitatea, ci Bucureștiul Multicultural, care nu era în vogă. Era perioada marii omogenizări, în care și asta era o chestie pe care chiar Ceaușescu credea că se poate face o omogenizare pe toate planurile. Nu se poate. Ori Bucureștiul era o bijuterie de multiculturalitate pe care am putut să surprind foarte bine prin faptul că făceam niște sondări în oameni de diverse, diferite culturi, nu numai etnice, și religioase, și sociale, deci
Românul nu era un român, ci era și aristocrat, și muncitor, și funcționa. Așa că cunoșteam și Malapsa, dar și Culabăierească. Era foarte frumos. Școala Gusti era tot așa. De fapt, eu n-am vrut să recuperez, nu am vrut să salvez. N-am vrut să fiu erou care se salvează din cauza, cum se spunea, autorităților științifice nepăsărătoare memoria școlii. Ci pur și simplu eram curios ce poate să producă metoda istoriei orale. Cât de adânc pot să pătrus în cotidianul, în socialul oamenilor. Și era absolut fascinant. După mine, tocmai această perioadă care deja lumea scăpase de frica mare și încă nu s-a plonjat în libertatea aceea în care toată lumea a început să refacă repede, repede trecutul. Că asta s-a întâmplat după 89, lumea a început să refacă trecutul, mai ales intelectualitatea, mai ales. Deci după mine, cu intelectualitatea, puteai să ai puteai să iei niște exemple de automanipulare, că până la urmă și-au și crezut că ce dizident am fost eu, mai de mine, nu, în formă. Ce vreau să spun? Istoria orală pentru mine a fost, până la urmă, o aplicație a istoriei sociale. Ca tare, ceea ce promovez eu este, dacă sunt la facultate de sociologie, pot să spun o sociologie aruncată în trecut. Asta este istoria socială. Și atunci, până la urmă, nu sunt foarte departe de mediul care aștept să se întoarcă la vechea sociologie, în sensul să nu se ocupe numai de prezent, să vadă și antecedentele prezentului. Fiindcă dacă nu facem treaba asta, atunci nu înțelegem prezentul sub nicio formă. Adică construim un prezent atemporal, o invenție de uzul politicii sau a nu știu cui. Ce vreau să spun, fără să termin, fiindcă probabil că o să mai intervin, că colegii au făcut niște notițe și poate nu mai ambeleze și eu. Această carte a avut un destin foarte preilun, niște comentarii așa de diverse, încât mi-am dat seama că la mult, foarte multe lucruri nu m-am așteptat, pur și simplu. Adică, eu credeam, mergeam pe ideea, hai să facem, să încercăm să facem cu biștințar, adică să spune studenții, căutați bătrâni, biștințar. Am zis, nu o să fie, nu o să găsim. Toate că studenții au găsit. Și mergeam pe gândirea mea, de fapt, învățată despre economia a doua,
din anii 70-80, plus observațiile mele de studenți despre Vișnițar, pe care le admiram și disprețuiam în același timp, bineînțeles, că eram un om nou, nu? De venire, dar n-a ieșit. Adică omul nou n-a ieșit. Așa. Și această evoluție a acestei cărți, cum să spun, mă pune în situația de a încerca și în viitor să facem, să ajungem astăzi. Și din acest motiv, în acest an, de exemplu, am pus pe studenți să se facă cu sportivi bătrâni.